Salut și bine te-am regăsit! Mașina la care ne uităm astăzi împreună se numește Volkswagen T-Cross și este un Polo mai gras. Da, dacă Koleos e un talisman mai gras, de ce n-ar merge și aici? Volkswagen încearcă să intre pe acest segment al SUV-urilor subcompacte, tot mai populare, cu acest model care este construit pe aceeași platformă cu Volkswagen Polo, Seat Ibiza și alte modele subcompacte din gama Volkswagen. Și hai să vorbim despre cum arată. În față vedem farurile de pe Polo și o grilă inspirată de cea de pe Tiguan sau Touareg. Adică are partea asta așa care intră sub far. Jos, sub plăcuța cu numărul de înmatriculare, avem iarăși multe elemente care încearcă să-i dea acestei mașini senzația de bad boy. Masiv, când mașina asta este o idee mai lungă decât Volkswagen Polo și cu 4 cm mai înaltă tot decât Volkswagen Polo. Hai să ne mutăm în lateral, unde iarăși vedem aceste accente de SUV, multe muchii, da, acest profil super drept și pe acest model avem jantele de 17 inch pe echiparea Life. Jantele standard sunt de 16 inch, dar poți urca până la 18 inch și pe anumite niveluri de echipare poți să colorezi jantele astea în culoarea caroseriei, de exemplu, dacă te interesează astea. Sunt niște elemente drăguțe, însă nu aș miza neapărat pe așa ceva, cum depinde ce vrei tu de la mașină. Uși care se deschid larg și asta îmi place foarte mult, iar scaunul din față este reglat pentru mine și acum e momentul să mă urc în această mașină, să vedem dacă avem loc sau nu. E ușor să te sui în mașină și o să-ți fie ușor să reglezi, de exemplu, și un scaun pentru copil. Iată că am 4 degete loc la genunchi, loc suficient la cap, evident este un SUV, ba mai mult de atât. Dacă vreau mai mult loc în portbagaj, pot să culisez bancheta sau pot să dau la maximum în spate și uite că pot să-mi pun picioarele și sub scaunul șoferului. Se stă bine aici, nu am control pentru climă, dar nu cred că e nevoie pe o mașină atât de mică. În schimb am 2 porturi USB aici de încărcare, nu am cotieră, dar na, ce vrei. Dar e ok, ai multă vizibilitate, lumină bună și ai loc în spate, ceea ce e mai greu un pic în Polo. Și cum spuneam, poți să culisezi bancheta ca să obții mai mult loc în portbagaj. Partea interesantă la T-Cross e că o să regăsești această chestie nouă de design, ca să-i spun așa, pe un model Volkswagen. Avem stopurile unite. Da, bucata asta de aici oricum nu se aprinde, ci e mai degrabă o bucată de plastic cu ceva reflectorizant acolo, care arată ok, mie îmi place cum arată, plus că face ca mașina asta să nu pară prea înaltă. Luneta asta nu e foarte mare și per total e bine proporționată în spate. Îmi place scrisul acesta T-Cross aici, lăbărțat și mare, ca să știi ce mașină este. Și să deschidem portbagajul. Îmi place că ai iarăși această podea pe care poți să o ridici sau să o cobori după nevoie. În momentul ăsta este reglată în așa fel încât dacă pulisezi bancheta, obțin o suprafață plană de încărcare. Și asta nu este tot. Așteaptă puțin. Pot să culisez și spătarul scaunului pasagerului din față, ca să pot să pun aici, de exemplu, o placă de snowboard sau o placă de surf, dacă faci asta undeva pe la Năvodări sau Mamaia. Dar poți să pui bucăți mari de ceva anume, ce ai tu nevoie. Dar uite, totul este plat și asta îmi place. Hai să-ți arăt și tehnologia de pe scaunul șoferului. Și cam așa arată T-Cross la interior, într-o echipare similară cu cea de bază, în sensul că ne lipsește, de exemplu, Active Info Display, ne mai lipsește sistemul de sonorizare Beats sau ne mai lipsesc elementele de interior vopsite în culoarea caroseriei. Așa, avem plastic tare, dar asta e, putem să trecem ușor peste asta, că nu o să mângâi tot timpul bordul, să zicem așa. E ușor să-ți găsești poziția ideală la volan. Volanul vine destul de mult înspre mine, coboară, urcă și așa mai departe. Aici avem un volan multifuncțional îmbrăcat în piele și aici am comenzile pentru cruise control, dar și pentru MFD, display-ul acolo dintre ceasuri. Și tot de aici, dacă pornești mașina, poți să oprești sau să pornești sistemele de siguranță, asistenții la condus, lane assist, blind spot, asistent la ieșire din parcare, adică în momentul în care ieși dintr-o parcare
cu spatele, o steanuță dacă vine o mașină din stânga sau din dreapta, și mai avem și front assist. Recomanțele ții pe toate pornite, sunt sfinte. Mai avem aici sistemul multimedia, care este foarte bun, se mișcă repede, nu are delay, nu are lag, iconițele sunt mari, le vezi ușor chiar și când bate soarele direct în ecran, o să vezi foarte bine. Are Android Auto și Apple CarPlay și App Connect, de exemplu, uite aici, Android Auto, Apple CarPlay și MirrorLink și mai ai și, hai să vedem ce mai avem pe aici, limba română, evident, detalii despre autovehicul, poți să vezi totul de aici, inclusiv diverse aplicații și aici avem și un hotspot care se încarcă la priza de 12V ca să primești, de exemplu, pe această mașină știri, să vezi detalii despre vreme sau dacă vrei să descarci puncte de interes în timp real. Ca spații de depozitare avem suporturi pentru pahar aici, în cap sticle mari de 1 litru, 1 litru și jumătate în fețele de ușă și dacă ai un telefon mare o să-i găsești ușor loc aici, în cape, fără probleme. Lângă cele două porturi USB cu care poți să-ți conectezi telefonul, cum spuneam, pentru Android Auto, Apple CarPlay sau ca să-ți încarci telefonul. Aici, lângă butonul de avarii, avem activarea senzorilor pentru parcare, pentru oprirea sistemului start-stop și aici avem sistemul de climatizare pentru două zone. Trebuie să apeși pe auto și să selectezi temperatura pe oricare dintre zone sau poți să le dai sync și gata, ai terminat. În rest, da, e destul de Volkswagen-ish aici. O să te simți ca acasă dacă ai mai avut un Volkswagen până acum și da. Dar eu zic că e momentul să conducem această mașină. Hai să vă arăt cheia, care nu este cu nimic deosebită, încuiat pentru descuierea haionului și pentru descuierea mașinii. Faci cheia în contact, este keyless pe acest model de echipare și pornim. Abia dacă se aude, e un motor de 1 litru, 3 cilindri acolo în față, de 95 de cai putere, dar o să vorbesc mai multe despre el imediat. Mai întâi trebuie să explic cam care e faza cu acest T-Cross. Ideea lui e de ceva vreme, cei de la Volkswagen și-au dorit să facă un SUV bazat pe Polo și această mașină este mai mică decât T-Roc, cum T-Roc este mai mic decât Tiguan. T-Roc-ul, care împarte platforma cu Volkswagen Golf, T-Cross-ul împarte platforma cu Volkswagen Polo și acum sper că n-am încurcat numele între ele, e un pic de... Dar numele ăsta care începe cu T pentru off-roaderele Volkswagen, na, toate sunt cu T, Tiguan, Touareg și era păcat să nu folosească aceeași literă T și pentru T-Cross și T-Roc. Și noi conducem acum T-Cross în varianta asta cu motor de 1 litru, 3 cilindri, 95 de cai putere. Care este un motor interesant? E un motor care răspunde bine și pentru o caroserie nu neapărat grea. Pare să aibă viață în el și nu se mișcă neapărat rău. Poate e un pic lent la plecările mai rapide de pe loc, dar îmi place că are cuplu ok de pe la sub 2000 de ture. Deci nu trebuie să schimbi într-una în cutie ca să facă motorul ăsta ceva. În configuratorul Volkswagen am văzut două motoare disponibile, ambele de 1 litru, ăsta de 95 de cai putere, care vine cu o cutie manuală în 5 trepte, care este corect etajată, adică, cum spuneam, o să țină motorul mereu în turele optime, ca să nu stai să te rogi de turbină să facă ceva. Iar celălalt motor de 1 litru are 115 cai putere și vine cu o cutie manuală în 6 trepte. În teorie, a 6-a treaptă te va ajuta la drum lung. Te va ajuta să ții mașina în ture joase ca să nu facă gălăgie în habitacul și să obțină și consumuri bune. Acum ambele pe fișa de specificații anunță aceleași consumuri de 4,9, parcă mixt
Deci, dacă mă întreb pe mine, eu aș merge pe motorul un pic mai puternic de 1 litru 115 cai putere, pentru că, din ce am văzut, costă cu vreo 700 de euro mai mult. Deci, eu aș merge pe motorul ăla. În schimb, nu m-aș uita neapărat la cutie manuală, m-aș uita la cutie automată. Există, din fericire, această opțiune pe această mașină să spui o cutie automată și aș merge pe aia. Până la urmă, mașina asta va sta cel mai mult în oraș. Și eu zic că n-ar trebui să faci compromisuri în ceea ce privește confortul tău. Ar fi și păcat. Mașina asta are un preț de pornire de aproximativ 16.000 de euro și sunt disponibile două niveluri de echipare, Life și Style. Și ambele vin cu niște pachete interesante. Acum, dacă vrei ca mașina asta să arate un pic, să iasă un pic în evidență, ar trebui să te duci pe Style, pentru că ai mai multe opțiuni de personalizare și asta este inedit la mașina asta față de oricare alt model Volkswagen, ca să spun așa, e că o poți personaliza sau ai flexibilitate mult mai mare de a o personaliza. Adică poți să pui bordul ăsta să fie portocaliu, jantele și ele portocalii sau roșii și roșu și înăuntru. Deci ai opțiune. Ideea lui T-Cross e că caută clienți ceva mai tineri, mai funky, și mașina asta în teorie poate să-ți ofere asta. Cum se conduce? Păi se vede că îmi lipsește un pic entuziasmul, că până la urmă este un SUV, dar mi-aduce destul de mult aminte de Volkswagen Polo, doar că parcă e și un pic mai la cea mai mult spațiu în interior. În rest, da, se conduce ca un Volkswagen Polo, direcția este la fel de precisă și răspunde imediat. Într-adevăr, este o mașină bine insonorizată și cu motorul ăsta pe care abia dacă o să-l auzi, e o combinație interesantă. Plus că motorul ăsta, iarăși o surpriză plăcută, fiind în 3 cilindri, nu o să-l simți în caroserie, nu o să simți vibrații în volan sau prin pedale sau prin schimbătorul cutiei de viteze. Nu, o să se simtă ca un motor interesant. Acum sunt curios, am văzut că din configuratorul Volkswagen lipsește motorul de 1,6 litri diesel și cel de 1,5 litri benzină, care aia ar fi o opțiune interesantă dacă mai pui și pachetările pe mașina asta, dar nu l-am văzut încă în configurator, probabil urmează să apară în viitorul apropiat. E o mașină ușor de condus, pentru că ai foarte multe tehnologii, cum spuneam, ca lane assist, blind spot, asistenticile din parcare și front assist. Ai vizibilitate bună și vezi tot timpul ce se întâmplă în jurul tău, oglinzile sunt mari și în rest tot ce ține de comandă directă cu mașina se simte moale, e ușor de manevrat, pedalele și ele sunt moi, cel puțin pedalele de ambreiaj, abia dacă simți că apeși, și îmi place cum se schimbă vitezele. Timoneria e strânsă și găsești ușor orice treaptă ai nevoie, când ai nevoie. În rest este cât se poate de Volkswagen mașina asta. Însă m-aș uita la ea. Da, dacă m-aș da în vânt după partea aia cu personalizare și să o vopsesc în tot felul de variante și să pun pe aia cine știe ce dotări, atunci să știi că o să ajungă pe la vreo 25.000 de euro. Ceea ce un preț măricel. Pentru că deja te poți uita la golfuri bine dotate, așadar mașina asta caută niște clienți destul de hotărâți, care știu că vor din prima T-Cross. Că dacă încep să dai alternative la un SUV de ăsta subcompact, o să ai variante mai bune de preț. Și eu, de exemplu, m-aș uita la Polo, dacă sunt în căutarea unei mașini mici de oraș pe care s-o pot dota bine, să știi că și Polo este o variantă interesantă și acolo ai opțiune de cutie automată, Active Info Display și așa mai departe. Deci dacă aș vrea să economisez bani și sunt în căutarea unui Volkswagen mic pentru oraș, n-ar fi T-Cross prima mea opțiune, ci m-aș uita la un Polo. În schimb, dacă vrei o mașină similară ca Polo, ca dimensiuni și ca dotări, T-Cross devine interesant dacă cauți o mașină doar pentru oraș cu care să-ți duci copiii la școală. Pentru că ai suficient loc în spate pentru un copil mai mare, pentru un copil într-un scaun special. Ai loc și în portbagaj pentru cumpărături, pentru un cărucior, ca să mergi în parc. Atunci, da, T-Cross este o opțiune interesantă. Acum, legat de motorul ăsta, mergând normal cu el, nu l-am simțit neapărat economic. Pentru ultimii 60 de kilometri în oraș, cu viteză medie de 12 km pe oră și motorul mergând vreo 4 ore și 50 de minute, bine, am mai stat pornit și acum pentru filmare, consumul mediu este de 11,9 litri.
Să zicem că dacă înveți să mergi mai economic cu ea, o să ajungi undeva la vreo 10 litri la 100 de kilometri. Motorul ăsta o să consume mai puțin în afară, acolo unde nu va sări de 5 litri jumate, 6 litri la 100 de kilometri, dar în oraș, bară la bară, bine, și cu motorul, cum spuneam, a stat un pic pornit acum în ultima jumătate de oră pentru filmare, consumul mi se pare un pic cam măricel. Cam acestea au fost impresiile mele despre Volkswagen T-Cross. Nu este cea mai distractivă mașină pe care ți-o poți cumpăra, dar dacă ești în căutarea unei mașini, să zicem, mai practice, o idee decât Polo, dar nu vrei o mașină mare, asta este o opțiune interesantă. Dacă vrei să economisești bani și vrei un Volkswagen mic de oraș, rămâi pe Polo. Dacă ți-a plăcut acest test, nu uita să ne dai un like, un share și comentează mai jos despre această mașină. Ce ți-a plăcut sau ce nu ți-a plăcut la ea. Numai bine!